Bună ziua, facem astăzi un tort de Sfântul Valentine. Am aici 9 ouă mijlocii. Dacă sunt mari, se pun 8, dacă sunt mici, se pun 10. O să am nevoie de zahăr, 200 de grame, puțină vanilie și făină. Acesta o să fie blatul. Acum, pentru început, o să batem ouăle cu zahărul foarte, foarte bine. O să dureze poate și 20 de minute. Vă arăt un truc ca să intre mai mult aer. Ținem oblic vasul și așa o să ne. Eu continui. Este gata. Am bătut 20 de minute. Am schimbat vasul pentru că era deja prea plin. Cum o să punem făina? Să pun făina în 3 ture. Prima tură. Și amestec. De jos în sus. Pun și a doua tură. Nu ne grăbim, de jos în sus. Și a treia tură. O să mă folosesc de un tel. Incorporez încet făina. Până sunt convinsă că am amestecat bine. O punem într-o tavă. Încercăm să punem fără să-l aruncăm, ce fin trebuie pus, cât mai fin și să nu iasă aerul. Am dat drumul la cuptor, la 160 de grade. Punem la cuptor, doar partea de jos mi-am dat drumul, la 160 de grade. L-am verificat, este curat, înseamnă că este gata. Asta 30 de minute. Este gata blatul nostru. Acum îl pun la răcit. L-am scos pe un platou pe care am pus puțin zahăr pudră și las să răcească. Blatul s-a răcit și l-am tăiat în 3 felii cât de cât egale. Am aici un kilogram de zmeură, peste care o să pun jumate de zeamă de lămâie și 5 linguri bune de zahăr. O să le pun la răgaz 5-10 minute. Deci că să se încălzească puțin și să le pot zdrobi. Sunt de la congelator. Le-am pus la răgaz, le ajutăm cu o lingură de apă chiar numai. O să avem nevoie chiar numai de zeama de la fruct. De aceea o să trebuiască să le dăm printr-o sită. Acum o să le dăm prin sită. Am obținut 800 de mililitri de suc. În apă foarte rece punem 2 folii. Numai chiar 2 folii de gelatină. Și o lăsăm 10 minute așa. Am aici o lingură jumate de Philadelphia. O să folosesc 300 de mililitri de frișcă. Dacă nu vreți brânză, atunci puneți 500 de mililitri. Amestecăm bine. Punem puțin vanilie și acum îl batem. Să-l mixăm. Îl punem la rece. Am pus 500 de mililitri de zeamă de fruct într-un castron.
O să pun 200 grame de zahăr și 30 de grame de amidon la rece, le pun și le amestec bine. Amestecăm foarte, foarte bine. Deci 30 de grame de amidon și 200 de zahăr. Dacă vreți mai dulce, puteți să puneți mai mult zahăr. Suntem foarte atenți să fie bine dizolvat amidonul. Acum îl punem pe aragaz să dea un clocot până se face transparent. Amestecăm până dă un clocot două și devine sticlos. A început să se îngroașe. Mai trebuie. Așa trebuie să arate. Curge foarte greu. Cam așa e consistența. Acum o luăm de pe foc. Să vedeți cam așa. Luăm o bucată de folie, doar una. Am stors-o bine și o punem în compoziția obținută și amestecăm bine să se topească. Punem și o folie de gelatină pentru că o să am nevoie de o cremă foarte tare. Și tot în același timp flexibil. Lăsăm să răcească, dar avem grijă să nu facă pieriță deasupra. Puteți să puneți un film alimentar deasupra, dar direct pe compoziție, ca să nu trebuiască să amestecați mult. S-a răcit. Acum treptat o să-l pun peste frișcă. Amestecăm cu grijă. Continuăm așa până terminăm. Așa arată crema noastră. Acum să însirupăm. Folosesc de o pensulă și aici colo o să pun din sucul care l-am lăsat deoparte. Am mai completat foarte puțin zahăr, că era cam destul de acrișor. O să punem crema. Și întindem. Să punem și al doilea strat. Siropăm din nou. Al doilea strat l-am stropit generos. Acum punem cremă. Întindem ca și la cealaltă foaie. Punem și a treia foaie. O să punem foarte puțină cremă pe margini. Aranjăm cât de cât pe margini. Acum nu însiropăm. Foarte puțin am lăsat din fructe și chiar mai puțin o să pun strat foarte, foarte subțire.
punem puțin la rece și până atunci noi pregătim. Am aici 300 de ml de zeamă de fruct. O să pun 135 de zahăr și o să pun maizena exact 23 de grame. Trebuie neapărat cântărite. Amestec bine și le pun pe aragaz. Ca și la amidon, trebuie amestecat în continuu. Amestecăm 4-5 minute până obținem consistență destul de bună. A fiert 5 minute. O să vă arăt consistența. Cam așa trebuie să arate. Punem și a doua bucată de gelatină și amestecăm repede. O lăsăm să răcească cât de cât și punem peste tort. Încă este cald, călduț, o să-l pun. Îl împart peste tot. Și pur mă las să curgă. Deci nu se lasă până se răcește, atunci nu se mai fie bun. Lasă curgă, model. Unde nu a curs, ne ajutăm să curgă. Punem pe margine și atunci o să curgă. Este gata. Am folosit o tavă de 26 de centimetri. Aceasta este rețeta pentru astăzi. Blat de tort din 3 ingrediente, zahăr, ouă și făină, fără praf de copt. Prăjul s-a întărit cât de cât, l-am lăsat cam o oră, nu mai mult. Se poate lăsa până a doua zi. Eu vreau să vă arăt cum arată. O să găsiți tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Fiind un tort de Valentine, trebuie să îi facem și o inimioară. Este gata tortul nostru. Așa arată.